Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 40. Voi citi un singur verset, versetul 14. L-ați auzit recent aici în biserică, să-l auzim din nou. Geneza 40 cu 14, mi l-a pus Domnul în inimă cu o lună în urmă, dar acum i-a venit vremea. Să ascultăm acest pasaj biblic. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Amin. Este un text biblic, un verset dintr-un context mare, un pasaj mare în care Iosif, fiul preiubit al lui Iacov, cel urât de frații lui, dar iubit de Domnul, este din nou într-o situație dificilă. Este închis în tepniță în Egipt datorită unei acuzații nedrepte din partea soției lui Potifar, o femeie adulteră, care dacă n-a putut să-și facă planurile ei murdare cu acest tânăr, l-a acuzat de adulter și astfel Iosif ajunge pe nedrept în temniță. Potifar era un mare demnitar în Egipt, era șeful gărzii personale a lui Faraon. Un fapt important în viața lui Iosif este că pretutindeni unde se găsește, auzim despre el această expresie care reflectă adevărul despre Iosif. Domnul era cu el. Uitați-vă în Geneza 39 cu 3, cu 5, cu 21, cu 23. Era cu el chiar și în temniță. Aici în temniță are această întâlnire cu doi alți demnitari de-a lui Faraon. Pitarul, bucătarul șef, dacă vreți, și paharnicul, adică degustătorul de vin și de băuturi al lui Faraon. Pentru că niciun împărat niciodată nu primea să bea când îi se oferea nici apă, nici vin, nici orice altă băutură, până când nu degustătorul lui bea întâi, ca nu cumva apa să fie otrăvită, băutura să fie otrăvită. Și așa cum știți din istorie, acești doi demnitari, Pitarul și Paharnicul, au avut fiecare câte un vis, care a fost apoi interpretat de Iosif. Și Iosif a interpretat și visul Paharnicului și i-a spus: vei fi repus din nou în cinste înaintea lui Faraon, vei ajunge din nou fericit. Când vei ajunge din nou în libertate și în fericire, nu uita de mine. Pune o vorbă bună la Faraon să mă scoată de aici. Expresia este din casa aceasta, adică era casa robiei, din temniță. Dar, așa cum se întâmplă cu foarte, foarte, foarte mulți, uită de unde îi ridică Domnul, uită de unde îi scoate, așa s-a purtat și acest paharnic. A ajuns din nou mare, a ajuns din nou lângă Faraon și a uitat de Iosif. Frați și surori, doamnelor și domnilor, a face bine semenului nostru este o lucrare înălțătoare, care te înalță, care îți dă demnitate, care te califică și te certifică că ești om. Și cum să nu faci bine semenului tău când tu și cu mine am fost scoși din temnița păcatului, din temnița robiei, din temnița morții eterne, de către unul mai mare decât Iosif și mai mare decât Faraon, Iisus Hristos. Și am fost prezentat, s-a pus o vorbă bună pentru noi înaintea Tatălui Ceresc. Și astăzi
Suntem oameni liberi. Suntem fericiți că suntem mântuiți. A nu face bine semenului tău și mai ales a uita pe făcătorul binelui tău este un păcat grozav care nu se poate ierta, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu se poate ierta de Domnul decât numai prin recunoașterea păcatului, prin pocăință și prin restituție, potrivit Geneza 41, 9 la 13. Am să-ți provoc gândirea, să-ți pun o întrebare. La ce crezi că te-ar ajuta să ții în temnița amărăciunii, să ții în temnița batjocurii, să ții în temnița ignoranței, să ții în temnița nerecunoștinței pe soția ta, pe soțul tău, pe părinții tăi, pe frații în credință, pe păstorul tău, pe binefăcătorul tău, pe prietenul tău, pe colegii tăi apropiați. Dacă Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne spune în Psalmul 103, în special versetul 2, că să binecuvântăm pe Domnul și să nu uităm niciuna din binefacerile Lui, aduceți-vă aminte că foarte multe binefaceri pe care Dumnezeu ni le-a făcut, ni le-a făcut prin semenii noștri. Prin urmare, nu trebuie să uiți pe semeni. Nu trebuie să uiți pe semeni. Cine ține în temnița amărăciunii, a uitării, a evitării voite pe binefăcătorul lui, pe binefăcătorul ei, vreau să vă spun direct, nu va vedea fața lui Dumnezeu. Punct. Știți de ce? Pentru că este o lege pe care a stabilit-o Domnul în cosmos, este valabilă între îngeri, este valabilă între oameni și este valabilă în toate domeniile. Obadia 15, versetul 15. Cum ai făcut? Punct. Așa ți se va face. Galateni 6:7. Ce seamănă omul, aceeași secere. Geneza 4:7. Nu e așa că dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci rău, răul se ține după tine. Păcatul te prinde și odată ce te-a prins păcatul, odată ce m-a prins păcatul, nu mai ai nicio șansă în cazul în care mor în el. Frați și surori, a face bine semenului însemnează a împlini cuvântul Domnului. Galateni 6, 9 la 10. Vă îndemn, spunea Sfântul Apostol Pavel, să faceți bine la toți oamenii și mai ales fraților în credință. Pentru că dacă faci bine semenului tău, știți ce se întâmplă? Aduce asupra ta, aduc asupra mea binecuvântarea lui Dumnezeu la vremea de nevoie, la vremea potrivită. Pitarul acesta și-a adus, paharnicul acesta și-a adus aminte în final, după 2 ani de zile, de Iosif, l-a scos din temniță și faptul că a făcut lucrul acesta cu pocăință, că el s-a pocăit și a zis, mi-aduc acum aminte de greșeala mea. Faptul că a făcut bine lui Iosif și a pus o vorbă bună la faraon pentru el, în vreme de foamete, timp de 7 ani de zile, cine a beneficiat? Binecuvântarea a venit peste el. Deci fă bine și vei fi binecuvântat. În această dimineață aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu smerenie, cu un cuvânt, un mesaj pe care l-am intitulat Lucrarea care te înalță. Lucrarea care te înalță. Ne vom uita în acest verset și vom vedea 4 aspecte ale acestei lucrări, 4 laturi ale ei, 4 adevăruri care trebuie să fie în viața mea și trebuie să fie în viața ta care asculți Evanghelia. Și anume, primul lucru, prima lucrare care te înalță este meditația care te înalță. Geneza 40, versetul 14, partea 1. Dar adu-ți aminte și de mine. Deci adu-ți aminte, meditează și de mine când vei fi fericit. Este o meditație care te înalță. Și această meditație este dublă. În prima parte este amintire a bunătății lui Dumnezeu. Din nou, Psalmul 103, versetul 1 și 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita, meditează. Nu uita nici una din binefacerile Lui.
Gândește-te doar numai la 3 din binefacerile pe care Dumnezeu ți le-a făcut și trebuie să fie în meditația ta, în gândirea ta, în meditația mea și în gândirea mea. Prima este mântuirea. Nu se cuvine să ne aducem aminte de Domnul în fiecare zi și să-i mulțumim pentru mântuirea Lui? L-a costat pe Dumnezeu mântuirea ta, l-a costat mântuirea mea. Este viața Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Său prea iubit, singurului Fiu. Apoi, purtarea Lui de grijă, Geneza 22:14. Unul din numele cu care Dumnezeu s-a revelat nouă și omenire este Domnul care poartă de grijă. Ne poartă de grijă în fiecare zi. În fiecare zi. Cum aș putea să uit lucrul acesta? Cum ai putea să uiți lucrul acesta, să nu meditezi la acest adevăr și să vezi că numai purtarea Lui de grijă te ține în picioare și ai ajuns și am ajuns unde suntem? Gândiți-vă numai la acest fapt simplu. Am venit în Statele Unite, împinși de comuniști, scoși afară, nici măcar cu linguriță și cu furculiță, cum se spunea. Fără geantă, fără nimic. Mi-aduc aminte, am sponsorat pe un tânăr din Hunedoara. Dumneavoastră știți că a fost primar pe Ovidiu. Umbla șchiop când l-am adus aici, pentru că își rupsese piciorul în Iugoslavia, îi făcuse o operație de parcă l-au tăiat cu sapa, iugoslavii, a venit numai cu o cămașă și cu o pereche de pantaloni, și aceia erau scurți pe el, erau mici, nu știu, i-a fi primit pe acolo pe undeva. Și mi-aduc aminte că l-am luat cu soția într-o zi și copiii și ne-am dus la magazin să-i cumpărăm, să-l îmbrăcăm cu ceva. N-am văzut pe niciunul din sutele pe care le-am sponsorat atât de fericit ca și pe Ovidiu. A venit acasă ca un copil, măcar că era adolescent, avea 20 ceva de ani. S-a dus în cameră, s-a îmbrăcat, venea, îmi stă bine cu asta, frate Gog? Sora Magdalena, cu asta îmi stă bine? Și n-a uitat lucrul acesta. Domnul ne poartă de grijă în fiecare zi. Și în temniță ne poartă de grijă. Și în temniță. Și apoi este pe lângă mântuire și pentru că purtarea Lui de grijă este totul. Apostolul Pavel spune spre de Duhul Domnului 1 Corinteni capitolul 4, versetul 7, că și ce lucru ai și să nu-l fi primit. De la cine? De la Domnul. Tot ce ni se dă bun și desăvârșit, toate darurile, sănătatea avem de la El, pâine avem de la El, vederea avem de la El, umblarea avem de la El, mirosul avem de la El, casa avem de la El, familia avem de la El, pacea avem de la El, toate le avem de la El. Amin. Și atunci, să nu meditezi la Domnul? Să nu meditezi la Domnul? Și apoi este a doua dimensiune a acestei meditații. Dar adu-ți aminte de mine când vei fi fericit. Adu-ți aminte de Dumnezeu, pentru că El te-a făcut să ajungi până aici. A doua dimensiune este amintire a binefacerii semenilor. Ia uitați-vă la acest exemplu glorios, 2 Samuel 9:1. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Și lucrul acesta se întâmplă într-o vreme când dacă cineva punea mâna pe putere, toată dinastia de dinaintea lui era mai scurtă cu un cap. Toți erau omorâți. Pentru ca niciun pretendent să nu se ridice și să amenințe tronul. Însă David face cercetare, își trimite miniștri, își trimite cei de lângă el, comisia de lângă el, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? O amintire a binefacerii semenilor. Iosif îl roagă pe acest paharnic, adu-ți aminte de mine! Adu-ți aminte de mine! Ia gândește-te la aceste adevăruri. Cine te-a ajutat atunci când tu ai plâns? Îți mai amintești? Cine te-a ridicat din obscuritatea ta? Cine ți-a întins mâna când cei apropiați te-au îndepărtat? Cine a mai crezut în tine și în potențialul tău când nimeni nu te-a mai băgat în seamă? Cine a venit în casa ta să te ajute și să te mânghe când nimeni nu a mai crezut în tine? Cine și-a lăsat lucrurile lui și lucrurile lui nerealizate ca să te ajute pe tine să te realizezi?
Cine a pus prioritate pe tine și casa ta în loc să-mi continue cu prioritățile casei lui? Cine și-a lăsat lucrurile și urgențele lui deoparte ca să poată să te ajute pe tine să ajungi departe? Îți mai amintești? Meditează la aceste lucruri și meditează cu frică de Domnul și meditează ca să respecti și meditează ca să mulțumești și meditează ca să fii civilizat și meditează ca să fii atins de Evanghelie și meditează ca să faci la fel. Deci este o meditație care te înalță. Apoi, în al doilea rând, este o obligație care te înalță. Geneza 40, versetul 14, partea a doua, partea B. Și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Este o obligație, o atitudine care te înalță. Iosif a făcut de cunoscut paharnicului ce atitudine trebuie să ia în fața lui Faraon, față de el. Dacă cineva ne-a făcut bine și acum, ca paharnicul lui Faraon, am ajuns fericiți, ce atitudine avem față de familia aceasta, de persoana aceasta, de fratele acesta, de sora aceasta? Oare nu trebuie să arătăm recunoștință? Nu trebuie să arătăm mulțumire? Nu trebuie să împlinim cuvântul Domnului din Roman 13 cu 7, partea a doua, partea finală, care spune: cui datorați cinste, dați-i cinste? Haideți să ne uităm la aceste adevăruri. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Trebuie să binecuvântăm pe cei ce ne blastămă. Matei 5 cu 44, partea 3. Trebuie să iubim pe vrăjmași. Matei 5 cu 44, partea 1. Trebuie să facem bine celor ce ne urăsc. Matei 5 cu 44, partea 4. Trebuie să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc și ne asupresc. Matei 5 cu 44, partea finală. Dacă aceste lucruri trebuie, atunci oare să uităm pe cei care ne-au făcut bine? Dacă aceste trebuie și trebuie, atunci, frați și surori, doamnelor și domnilor, familii cărora vi s-a făcut bine, tineri cărora vi s-a făcut bine, soți, soții, bărbați, păstori, lucrători, fii recunoscător, fii aproape, ajută și tu, nu te asocia cu cei ce vor să tragă în groapă pe cel care ți-a făcut bine, poartă-l în rugăciune, urmărește-i binele ca să-l întărești, surprinde-l cu o faptă bună, previne-l când este amenințat că să îi se facă rău. Întreabă-te ca înaintea Domnului și spune: cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor. Cum voi răsplăti binefacerile făcute de mine acestei familii, acestui frate, acestei surori, acestui păstor, acestui businessman, acestui om care m-a angajat și mi-a pus pâine pe masă? Cum? Prea mulți țin în temnița amărăciunii, în temnița dezamăgirii, în temnița decepției, în temnița descurajării și în temnița dezorientării tocmai pe aceia care le-a făcut bine. Prea mulți. Și își spun că sunt copii ai Domnului. În al treilea rând, vorbirea care te înalță. Geneza 40 cu 14, partea a treia. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon. Este o vorbire care ne înalță, că de multe ori vorbim și nu ne onorează, nu ne înalță. Dar vorbirea aceasta care te înalță, de asemenea, are două dimensiuni. Prima este persoana lui Iosif. Auziți ce spune aici? Pune o vorbă bună pentru mine. Trăim într-o lume în care ne închinăm de patru ori la noi. Eu, mie,
al meu și pentru mine. Eu, mie, al meu și pentru mine. Mi. Frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să vorbim și de Iosiful din viața noastră. Trebuie să vorbim și de cel ce ne-a făcut bine. Și de familia care ne-a binecuvântat. Trebuie să vorbim de Domnul nostru. Trebuie să vorbim și să fim recunoscători. Pentru că dacă vrem să avem o vorbire care să ne înalță, atunci, uitați, puneți următoarele întrebări. Pentru că cuvântul Domnului este un cuvânt care, vă spun de multe ori și este adevărat, poate pe unii supără lucrul acesta, dar Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, frații mei, nu numai ne mântuie, ne și civilizează. Ne și civilizează. Tinerilor, ați uitat părinții care v-au crescut? Ai uitat soțul care te-a scos din anonimat? Ai uitat soția care te-a iertat? Ai uitat păstorul care te-a promovat în lucrare? Ai uitat pe cel ce te-a angajat și ți-a pus o vreme pâinea pe masă? Ai uitat prietenii care au rămas lângă tine când cei mai mulți te-au părăsit în încercarea ta? Ai uitat frații și surorile care au plâns cu tine în necazul și în lipsurile tale? Ai uitat pe oamenii lui Dumnezeu care te-au vizitat cu brațele încărcate de bunuri și binecuvântări când alții s-au uitat la tine ca la un mort, cum zice David, sunt uitat de inimi ca un mort? Adu-ți aminte mereu de aceste persoane și onorează-le. Fii recunoscător. Fii recunoscător. Este o vorbire care te înalță. Spune, vorbește despre cei ce s-au făcut bine. Vorbește despre Iosif din viața ta. Și apoi, a doua dimensiune este persoana cea mai mare. Când vei vorbi cu mine la faraon, este unul mai mare decât faraon, frați și surori. Este unul mai mare decât toți. Acesta este Iisus Hristos. De aceea am un cuvânt de îmbărbătare, am un cuvânt de încurajare, am un cuvânt care civilizează, am un cuvânt care schimbă. Când îți aduce aminte de binefăcătorul tău, pune o vorbă bună lui Dumnezeu și spune: Doamne, nu uita că mi-a făcut bine. Nu-l uita și spune-i numele. Nu uita, Doamne, că m-a binecuvântat. Nu uita, Doamne, pentru că mi-a dat un telefon și m-a ridicat. Nu uita, Doamne, a ținut o zi de post cu mine, a ținut 3 zile de post cu mine, a plâns cu mine. Nu uita, Doamne. Pune o vorbă bună la cel mai mare. La cel mai mare. Fii om. Fii om ales. Fii om civilizat de Evanghelie. Fii om al lui Dumnezeu, nu fii om de nimic. Fii om. Pune o vorbă bună înaintea lui Dumnezeu. Rogă-te, mijlocește. Poate că a ajuns în necaz. Pune o vorbă bună și spune: Doamne, ridică-l din necaz. Poate că a alunecat din credință. Doamne, nu lăsa să-și piardă sufletul pentru că a făcut bine. Adu-ți aminte de el, Doamne. Poate copiii lui sau copiii ei au ajuns niște vagabonzi. Doamne, întoarce-i copiii, ascultă-i rugăciunile, pune o vorbă bună înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, în al patrulea rând, ultimul rând, fapta care te înalță. Geneza 40 cu 14, partea finală: și scoate-mă din temnița aceasta. Vrei să faci un lucru bun? Ce faci când auzi de necazul fratelui tău? Ce faci când auzi de necazul binefăcătorului tău? Este un obicei, mai ales printre mulți români. Și așa-i trebuia. Așa-i trebuia. Dă-mi voie să-ți aduc aminte. Dar dacă tu ești mâine în temniță, dar dacă tu mâine ești în temnița depresiei, în temnița descurajării,
Întemnița deznădejdii. Întemnița uitării. Ai vrea să-și aducă cineva aminte de tine. Să-ți dea un telefon. Să te viziteze. Să vină să te binecuvinteze cu un braț de cumpărături. Cu un cec în numele Domnului. Sigur că ai vrea. Nu afunda în necaz mai tare pe cel ce este în necaz. Nu-l ținea mai mult în temniță. Fă o faptă bună, ridică-l de acolo. Scoate-i sufletul din amărăciune. Scoate-i sufletul din întuneric. Scoate-i sufletul din disperare, din deznădejde. Fă lucrul acesta din pricina faptului că ție ți s-a făcut bine. Mi-aduc aminte și cu aceasta am să vă chem la masa Domnului. Predicam cuvântul Domnului în Cluj, în biserica în care am crescut, în Mănășturi. Și înainte să predic, a venit și a așezat lângă mine un frate, bătrân, subțirel, abia stătea în picioare. N-am știut cine este. Și am fost numit să predic și apoi, după ce am predicat, m-am așezat înapoi lângă dânsul, s-a plecat spre mine și a zis: deci tu ești fratele Gog? Și am spus, da, eu sunt. De mult am vrut să te cunosc personal. La urmă, stai de vorbă cu mine. M-a făcut să mă speriu. Cine este omul ăsta? A predicat și dânsul. Și am aflat că este pastorul Micle Ion din Fodora. Fodora. Am ieșit, când s-a terminat serviciul, am ieșit afară din biserică și bătrânul acesta a luat 100 de lei și a zis: frate Lazar, ia banii ăștia pentru tine. Am zis: frate Micle, trebuie eu să vă ajut pe dumneavoastră, nu vreau să mă ajutați pe mine. Nu sunteți bătrân, nu știu ce venit aveți. Și a zis: nu, zice, acum te ajut eu, ia banii ăștia, ia suta asta. Nu pot să iau, frate Micle. Și apoi m-a dezarmat. A zis: tu știi de ce îți dau banii ăștia? Odată pentru că te iubesc în Domnul și văd cum te ridică Domnul, dar ți-i dau din pricina tatălui tău. Și am întrebat, am zis: dar dumneavoastră l-ați cunoscut pe tata? Și a zis: da, l-am cunoscut de când s-a predat Domnului. Și apoi când tatăl tău și cu alți frați au fost condamnați de regimul comunist la pușcărie și a fost în Cluj, în pușcărie, aici în oraș, la muncă forțată, cu un grup de frați ne-am înțeles când îi scotea la lucru să mergem și să dăm bani de la gărzile care îi păzeau, să ne lase să dăm de mâncare la frați, pentru că erau hrăniți așa tot a doua, a treia zi cu un terci ca să-i ține bolnav și să-i ține lipsiți de putere. Și spunea dânsul: noi am venit să-l îmbărbătăm pe tatăl tău și pe ceilalți frați. Dar tatăl tău și cu frații ceilalți ne-au îmbărbătat pe noi care eram liberi. Și atunci mi-am zis: n-am să uit niciodată lucrul acesta. Dacă omul acesta va avea urmași, eu vreau să-i cunosc urmașii. Și uite că te-am întâlnit pe tine și vreau să te binecuvintez din pricina tatălui tău. Cum a zis David: mai este cineva din pricina lui Ionatan să-i fac bine? Ce frumos! Este o lucrare care te înalță, o lucrare care te ridică. Pune o vorbă bună, vorbește frumos, vorbește să îmbărbătezi, vorbește să ridici, scoate din închisoare, fă o faptă bună. Și adu-ți aminte, nu trebuie să te închini la cel ce ți-a făcut bine, dar nu trebuie să-l uiți. Nu-l uita pe Domnul pentru binefacerile lui și pentru mântuirea lui, dar nu uita nici pe semenii care te-au binecuvântat. Pentru că aducându-ți aminte de ei și făcându-le bine la vremea potrivită, tu personal vei fi binecuvântat
Eu personal voi fi binecuvântat așa cum paharnicul acesta a fost binecuvântat. În vreme de secetă, în vreme de lipsă, în vreme de criză, a beneficiat tocmai pentru faptul că a făcut bine binefăcătorului lui. Pune la inimă aceste cuvinte. Sunt lucrări care ne scad și în ochii lui Dumnezeu și în ochii oamenilor. Și acestea sunt lucrările care ignoră, țin în temniță pe semenul tău, pe soția ta, pe soțul tău, pe tatăl tău, pe părinții tăi, pe copiii tăi, pe semenul tău care ți-a făcut bine. Dar dacă vrei să faci lucrare care să te înalțe, ridică și tu, înalță și tu, binecuvintează și tu. Și acolo unde vei întinde mâna, Dumnezeu va întinde apoi mâna Lui. Și mâna Lui este o mână binecuvântată. Dumnezeu să-și întindă mâna peste biserică, peste voi care sunteți la internet și să vă umple de îndurarea și binecuvântarea Lui, de înțelepciunea Lui. Amin.